La noapte, în toată zona de munte, vântul va prezenta intensificări, în general cu viteze de 65-80 de km pe oră, iar pe creste va sufla tare, cu rafale de peste 100-120 de km pe oră, viscolind și spulberând puternic zăpada și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. Va ninge în toate masivele, iar în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridional și nordul Carpaților Orientali, ninsorile și viscolul vor fi temporar puternice, iar zăpada troienită. Pe alocuri se va forma ghețuș, vor fi și intensificări temporare ale vântului în majoritatea regiunilor, cu rafale de 45-55 de km pe oră și izolat va fi transport de zăpadă, în special în Transilvania. Temperaturile minime se vor încadra în general între minus 10 și 0 grade. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a nopții, când se va înregistra și temperatura minimă a intervalului de minus 12-minus 9 grade. Apoi se va înnora. Vântul va deveni moderat spre dimineață. Mâine, în zonele de munte, vremea se va menține vântoasă, cu rafale în general de 65-80 de km pe oră, iar pe creste temporar peste 100-120 de km pe oră, spulberând și troienind puternic zăpada și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. Va continua să ningă pe arii extinse, mai intens în primele ore, apoi în diminuare și restrângere. În celelalte regiuni vor fi intensificări temporare ale vântului, în general cu viteze de 45-55 de km pe oră, dar local în sudul și centrul teritoriului, cu rafale de 60-65 de km pe oră. Cerul va fi mai mult noros, în vest, nord și centru vor fi precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar în restul țării probabilitatea pentru precipitații va fi redusă. Izolat vor fi condiții de polei și se va forma ghețuș. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 și 7 grade. În capitală, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări, cu rafale de 40-45 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade. La munte, vremea se va menține vântoasă, cu rafale în general de 65-80 de km pe oră, iar pe creste temporar peste 100-120 de km pe oră, spulberând și troienind puternic zăpada și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. În cursul zilei va continua să ningă pe arii extinse, mai intens în primele ore, apoi în diminuare și restrângere. Temperatura aerului va marca o creștere față de intervalul precedent.